La vânzare, în 2001, prețul rafinăriei a fost de 615 milioane de dolari, din care domnul Patriciu n-ar fi achitat decât 50 de milioane. Restul era constituit dintr-o datorie către stat, pe care guvernul a transformat-o cu mărinimie în obligațiuni și a căror scadență a fost prelungită până în 2010. Dar Patriciu a vândut Rompetrol, la oaltă cu datoriile sale, unei companii din Kazahstan în 2009, chiar înaintea scadenței, pentru circa 2 miliarde de euro. Pe de altă parte, Libia datora statului român o creanță de 85 de milioane de dolari pentru lucrările efectuate de Rompetrol pe vremea lui Ceaușescu. Domnul Patriciu ar fi recuperat această creanță. În 2005 a fost acuzat de spălare de bani, evaziune fiscală, manipularea pieței de capital, etc. Până la această dată, procesul nu a avut loc. M-am distrat mult în anii ăștia. Și mi-a plăcut.